Apăsați în căutarea linii de aur, noi, elevii instituției publice Gimnaziul Țărigrad, ne avântăm în căutarea cuvintelor alese ale limbii noastre, române, pentru a ne exprima admirația față de creația poetului nostru băștinaș, Iulian Filip, care își lasă urmele frumoase nu doar în Câmpia Sorocii, ci în întreg spațiu mioritic. Așa cum numele ptiturilor unei biserici se păstrează zugrăvit în murii ei, numele lui Iulian Filip se va păstra în altarul istoriei limbii și literaturii române. Grigore Vieru afirma că Iulian Filip e un bulgar de țărână învăluit într-un abur mitic. Iar în viziunea lui Spiridon Vanghelii, o bună parte din versurile lui Iulian Filip par mai degrabă niște fântâni în care coborând, dăm de acea băutură rară ce se numește poezie. În viziunea noastră, a cititorilor, poezia lui Iulian Filip este un râu nesecat de metafore ce sporesc gândirea, luminează cugetul și cultivă limba. Limba. Suntem o limbă care are toate cuvintele de bine și de rău. Printre străini spui numai cât se poate și doar acasă zici cuvântul greu. Suntem o limbă care știe toate cuvintele, dar nu le spui totuna printre străini și acasă. Nu se poate să spui lumii întregi, ci pentru muma. Chiar de o taci cu inima aud, cei de acasă sfânta ta durere. Acasă niciodată nu ești surd, îl ești cuiva din casă mânduiere. Chiar de îl taci, cuvântul tău alină, pe cel ce aude cu întreaga fire. Suntem acasă, limba ne lumină și ușa casei când vin musafirii. Dai ce ai și ai ce dai este genericul întâlnirii noastre cu poetul Iulian Filip, o întâlnire memorabilă pentru o viață întreagă, căci Iulian Filip este un om în toată plenătatea cuvântului. Ascultându-i povețele, am avut plăcerea de a auzi vorbirea românească la înălțimea limbii alese. Să regice slavă în ceruri, să ne spăim ham și acasă, vernicile adevăruri. Ia-i pulmului rădăcina și poți face orice din el. Din lemnul lui numai pomn nu faci, numai roade nu așteptam. Ia-i omului rădăcina și omul își mănâncă pământul de sub picioare. Ori o apucă spre alte pământuri, năpăstuindu-le rădăcina. Și roată bună nu mai aștepta. Ia-i omului mama și tata, ia-i amintirea sfântă a străbunilor și omul o apucă spre orice întinde un pahar de dulce, zicându-i părinte, și roată nu aștepta, de năpastă fi gata. Arendăm, dacă se poate, pentru veșnicii, văile acelea toate, coastele cu vii, coastele cu cimitire, cu toți morții vechi, vrednicii de pomenire, într-un lung privechi. Arendăm de cu putință și-o leacă de multe, cu vechi brazi, din vechi credințe, știutori de multe. Și de nu-i vreo supărare, arendăm pe veci o ieșire către mare, către adâncuri reci, către larguri cu catarguri, cel albi cu vise, că le ducem tot și raguri, în dureri închise. Arendăm, dacă se poate, vechi cetăți și un cer de peste toate hărțile în bucăți. Mai plătim încă o dată, pentru cât am fost, să fim iar dintr-o bucată, din același rost. Dar acum să vă citesc altă poezie și am să continui discursul meu foarte inspirat. Se numește O cât de cuminte. O cât de cuminte ne trăim condiția anormală. Orbii ne povestesc cum în nopțile cu stele admiră Calea Lacteie și alte constelații. Și credem văzători. Surzii ascultă muzica compusă de alți surzi și strâmbă din nas când aud sonata lunii. Noi aplaudăm toți surzii. În sala de pictură, culorile ne le explică atât de inspirat daltonicii. Murim de satisfacție. Și morți de tot la microfoane, rostesc discursul de atâția ani. Ne viață ce e viață.
Și iarăși îi votăm. Asprobele olimpice sunt patronate de ologi. Spitalele sunt pline de cei mai sănătoși nebuni. Piticul e mai înalt când are cont la bancă. Un loc călduț, pe lângă cei puternici, e atât de atrăgător. Care principii? Cât de cu minte ne trăim condiția normală și mergem mai departe înapoi. Noi de fapt acum, dacă nu ar fi acești copii care vorbesc o limbă atât de frumoasă românească, cred că sunteți de acord, că sunt frumoși copiii de tot. Noi am fost cu echipa lui Aurean Silvestru, copiii de la Prometeu și nu știu cum s-au acolo, au început toți să întâlnească, să vorbească și ne-au uitat și nu înțelegeai care din Târgoviște, care din Chișinău, care așa. Eu vreau să întâmple acest lucru într-o zi, să nu mai trecem pruturile astea, să nu mai avem iar neplăciri și așa mai departe. Dar asta depinde de noi. Și în momentul când este printre noi, și mai ales pentru voi, un Iulian Filip, vedem că avem viitor. Deci nu e bine să mă auziți vorbind atât de deștept, să n-auziți o poezie de-a mea. Vasile, de fapt, și-a spălat mâinile, a răspuns la o dedicație care mi s-a întâmplat în drum spre Drochea. Deci la manifestarea omagială pe care ați organizat-o aici, Vasile și-a luat o echipă importantă pe Mihai Ciobanu și pe Iulian Filip. Și în ajun mi s-a întâmplat poezia asta, care nu mi s-a întâmplat dacă nu îmi puneam problema poetului de pe malul Prutului. Și iată această poezie. Cine s-a născut la Prut, dar nu în Prut s-a botezat, valul Prutului durut, dulce amar l-a legănat. Cine a crescut la Prut, dar în Prut nu s-a scăldat, valul Prutului durut, ce adânc l-a însemnat. Jucătorii de cărți, mi-am făcut refren în acest poemic, jucătorii de cărți pe amărâtele hărți. Hărți și părți în bucăți, Doamne, Tu cum îi cerți? Doamne, Tu cum îi ierți? Cine a pescuit în Prut, în albume cu bunei, Prutul curge nestătut între oameni buni și răi. Cine trece peste Prut, puntea îngustă, tot prin vamă, greu amar n-are mai mult, lume, lume, mamă, mamă, jucătorii de cărți pe mărâtele hărți, părți și hărți în bucăți. Doamne, Tu cum îi cerți? Doamne, Tu cum îi ierți? Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru ceea ce ați întâmplat. Iulian Filip zăbăvește asupra cuvântului, frazei, strofei, cu răbdarea unui ciuva ergiu, dar această zăbavă nu-i pierde zborul în alta claritate și respirație fără de care nu am putea concepe un poet adevărat. Versul său ține cont de valorile create în contextul acestei limbi, pornește de la aceste valori, dar nu se simte încătușat de ele, fiindcă poartă cu el tainul propriilor îndoieli și visuri, neliniști și descoperiri, speranțe și dezamăgiri. Avem o carte care are o față a ei, o carte adevărată, interesantă prin complexitatea ei, vibrantă prin omenie, demnitate, încăierare cu destinul prin starea de luptă și dor. Prin rândurile zbuciumate, dar și strunite ale acestei cărți, se deslușește un chip de înaltă valoare morală. Să ne ținem de cuvânt, cum ne ținem de pământ. Nu de oricare, de cel sfânt, cel din gând și cel din cânt. Să ne ținem de cuvinte și să ținem bine minte, că pământul-i cu morminte și în morminte nu-s cuvinte. Să ne ținem de cuvânt până ajungem în mormânt. Până devenim pământ, să ne ținem de cuvânt. Suntem o limbă!